căutam, mă uitam la ce o să am nevoie și îmi cumpărasem, în paralel cu munca și cu antrenamentul. Ți-a fost greu această... Sigur, credeam că o să fie foarte, foarte greu, credeam că niciodată nu mai făcusem mai mult de câteva zile și credeam că după ziua a 6 sau 8 o să fie enorm de greu și o să pedalez și o să merg la un ritmul meu, dar am văzut că mă simt bine după fiecare zi de pedalat și mă trezeam dimineața și nu vreau mai ceva exclusiv cu bicicletă, să... în care oraș vreau să fiu în seara asta, vreau să fiu în orașul ăla și îmi propuneam și ca să ajung acolo și făceam toate eforturile ca să ajung, dar la început am crezut că o să-mi fie mult mai greu. Deci mișcarea pe bicicletă face bine la sănătate. Mișcarea pe bicicletă face foarte mult bine, asta se știe. O bicicletă în plus pe stradă înseamnă o mașină în minus, mai puțină poluare, mai mult spațiu pe stradă și de obicei cicliștii sunt și mai atenți la acordarea priorității, acordare de prioritate la pietone, trece pietoni și atunci și comunitatea mai în siguranță dacă avem mai mulți cicliști pe stradă. Cum au fost prietenii tăi, cum au reacționat când au auzit că vrei să faci acest drum? Prima dată nu au putut să creadă, majoritatea a spus că cum o să faci asta? O să fie foarte, foarte greu, unde o să dormi, tot timpul foarte multe întrebări care într-un fel erau descurajatoare, când te întrebau unde să dormi, ce o să faci dacă o să se strice ceva, ce o să faci așa și într-adevăr întrebările alea apăsau deja pe urmele tăi, dar nu erau neapărat în favorul tău. Dar atunci, de toate întrebările lor, am căutat să le rezolv ca să pot să îmi îndeplinesc scopul. Cea mai urâtă aventură și cea mai frumoasă aventură de pe drumul tău? Cea mai urâtă aventură... Cea mai urâtă întâmplare? Cea mai urâtă întâmplare care am pățit-o. Nu mă așteptam, s-a întâmplat în Austria. Eram pe pista de bicicliști și am avut un accident cu un alt biciclist, puțin mai mător ca mine. Eu intrasem într-o curbă, el stătea în mijlocul străzii. Și atunci ne-am accidentat, eu căzusem jos, el vorbea german, eu vorbeam engleză, n-am putut să ne înțelegem deloc. Și atunci el a plecat fără nici măcar să-și ceară scuze, adică eu nu înțeleg germană, dar a fost așa foarte urât. Eu rămăsesem cauciucul spart, camera spartă, eram accidentat în ambele palme, de-abia am putut să scot cauciucul, să-mi pun alt cauciuc, de-abia am putut să țin coarnele în mână ca să pedalez pe următorul hotel, am zis că zi următoare, probabil o să pedalez 90 km în total, când mă gândeam că am prea mult teren pe mine ca să pot să mai continui. Și cea mai frumoasă întâmplare? Cea mai frumoasă întâmplare a fost când am fost salvat de în Ungaria, de un domn care presupunerea mea vorbea engleză, eu rămăsesem în pană, s-a rupt schimbătorul. Și atunci domnul ăsta venise, prima mașină care trece, se oprește și mă întreabă, ai căzut jos? Și eu zic că n-am căzut, dar am o problemă cu bicicleta și presupunerea mea vorbea engleză și soția vorbea engleză, adică puțin mai rar acolo. Și m-a ajutat pe gratis, mă duse în Budapesta, vorbise cu magazinul de bicicliști pentru mine și m-a salvat dintr-o... Super tare! Prova tare! Nu a prins nimic în plouă! Super tare! Și în Ungaria...